Bună ziua! Sunteți gata? Da, bun. Am venit în fața dumneavoastră referitor la declarațiile și mesajele care sunt ultimul timp transmis mai bulversate, așa, în Republica Moldova, referitor la furtul miliardului. Și băieții ăștia de la PD au sunt foarte activi, știu unde locuiesc eu și au grijă să-mi pun totdeauna în cutia poștală un ziar. Așa. Mă informează despre activitatea lor și așa mai departe. Și fiindcă au fost mai multe evenimente, a mai fost și o figură tragică din politica moldovenească care a făcut declarații mai pipărate așa în calebă de muribund în ziua de luni. Și m-am gândit să-i dau o replică aceste lebede muribunde care se numește Iuraleanca. Nu de altceva. Și i-a spune, dar ce are în comun acel ziar pe care mi l-a pus în cutie poștală PD-ul, da? Cu declarația pe care a făcut-o această escortă de lux a politicii moldovenești, Iuraleanca, deci care a făcut-o. Și aici este un articol despre frauda bancară, de cine a fost pusă la capăt, la cale, mai bine zis, e vorba de Platon, Filat, despre cele declarații a lui Goffman și apare o fotografie aici foarte interesantă, o fotografie a lui Platon, a lui Filat și în planul 2 a lui Iuraleanca. Eu vreau să-i spun tovarășului Iuraleanca că băieții de la PD sunt foarte atenți. Da, în ceea ce privește înlăturarea oponenților politici, pedepsirea lor, și că această fotografie nu a apărut întâmplător. Da? Și după ce au fost arestați acești doi, pe bun merit, eu spun că în condițiile în care au fost implicați în devalizarea băncilor și prin corupere pasivă, unul din ei, vreau să spun că degeaba încearcă a se ascunde cu instituțiile statului, că nu este materialele referitor la plata copiilor lui la educație de către șor. Eu o să vă arăt această răspuns a procuraturii și o să fac o analogie cu o altă activitate pe care a făcut-o instituțiile statului, în care, într-un moment de sinceritate, dau un răspuns și apoi, după ce înțeleg că prea sincer a fost răspuns, oamenii repejor încearcă să mușamalizeze acest lucru. Foarte clar scrie că rezultatul sesizării dumneavoastră a fost anexată la materialul cauzei penale, numărul pentru a fi examinată în cadrul urmăririi deci penale. Deci, până la urmă, aceea sesizare care am făcut-o denotă faptul că va fi în numărul dosară 201590703 46, va fi examinat deci în cadrul urmăririi penale. Așa că nu scapă el mai devreme sau mai târziu și dacă procurorii au încercat să mușamalizeze după asta, că nu este niciun dosar, nici urmăriri penală, este răspunsul lor aici la mine. Este fix ca în cazul când Ulianovski a dat răspuns doamne Șupac când a fost riscuri de terorism la ambasada Moldovei din Berlin și apoi ceceau și a spus da, nu a fost așa ceva, de fapt știrea nu-i falsă. Este vorba despre acele momente de sinceritate, totuși, a instituțiilor de stat, când uneori nu coordonează răspunsurile și totuși oferă niște răspunsuri mai care corespund realității. Deci, de ce eu vreau încă o dată să reiterez că escorta politică a lui Iuraleanca nu este escorta de lux, așa. Eu de regulă număr cu etichetări, încerc să am un mesaj și un discurs în limita bunului simț, dar dacă fiindcă dumnealui care nu a putut răspunde adecvat la niște întrebări și a permis anumite etichetări, eu să spun că Iuraleanca este escorta de lux a politicii moldovenești. Cel care de câte ori a fost nevoie cineva din politicieni să le invite pentru a bulversa politicul moldovenesc, de a face diferite mișmașuri, Iuraleanca a fost prezent întotdeauna. Deci el este o simplă escortă de lux a politicienilor moldoveni de la 98 încoace. Nimic mai mult. Și mai mult pe acest subiect eu nu voi discuta, doar voi face o nouă sesizare care mi-a dat-o și am câteva mesaje și așa mai departe referitor la activitatea acestui personaj.
din Republic, politici din Republica Moldova, fiindcă mai mulți ambasadori îmi trimit anumite date despre încălcările când a fost el în funcție. Eu nu voi spune că este deja o încălcare, totdeauna există prezumția vinovăției, dar despre anumite încălcări, când a fost dumnealui în funcție de viceministru, așa, și ministru de externe. Și atunci, despre anumite deplasări care erau achitate de NDP și PNUD, și voi cere instituțiilor statului să verifice dacă nu au fost achitate deplasările din două conturi, atât din banii statului cât și din banii PNUD-ului, așa ca printre altele. Asta e doi. Trei. Dacă totuși astăzi a fost în fața dumneavoastră și s-a încercat prezentarea raportului referitor la activitatea Open Dialogue în Republica Moldova pentru a anexa anumiți politicieni că au beneficiat de deplasări de către această organizație și deodată că sunt în furtul miliardului sau imixitudini în politica Republicii Moldova, iarăși o să mă refer la acest personaj. În perioada când a fost ministru, prim-ministru, un simplu prim-ministru, mai mulți consilieri de-a dumnealui, o să vedeți în presă, numai a fost și, îmi pare că Ziarul de Gardă și alte surse media, care au dat că o parte din consilierii lui au primit bani de la o fundație germană. Și vreau să întreb, analogiile pentru această comisie, din Open, comisie parlamentară, care din aceste, de ce există duble standarde pentru unii unde este achitată o deplasare, anumite deplasări la anumite forumi ca persoane fizice, așa, este considerat imixitudine în politica statului, iar în cazul când anumiți funcționari direct sunt plătiți cu anumite burse, nu este considerată imixitudine în politica statului Republica Moldova. Cam asta am vrut să spun și încă o dată transmit că băieții ăștia nu în zadar au pus fotografie așa cum este și cred că mai devreme sau mai târziu se va termina, da? Pentru că la o anumită vârstă orice escortă și încheie cariera sa profesională. Mersi mult! Da. Eu nu o să dau nume pentru a nu, fiindcă unii din ei sunt în funcție. Adică au fost mai multe deplasări? Da. Și ei au anumite suspiciuni că au fost dublă finanțare, atât din banii bugetare, bugetul de stat, cât și din banii PNUD-ului, din banii din proiect. Dar eu v-am spus, asta este o informație care mi-a fost deci, transmisă pe poștă electronică, am și aici în telefon, altcineva, dar rugămintea a fost să nu le dau numele și să încerc să fac o interpelare pentru a verifica dacă este corect. Eu întotdeauna încerc să spun că trebuie instituțiile statului să se expună și apoi de adus anumite învenuiri. Aici am venit în fața dumneavoastră, dar să vă spun că voi face o interpelare să verifice este adevărat sau nu este adevărat acest lucru. Deci eu nu aduc învenuiri directe atâta timp cât nu am dovezi și nu există probele instituțiile de drept. Eu cred în sinceritatea instituțiilor de drept, așa cum a fost și cu acest răspuns. Chiar dacă acum ei s-au eschivat și au încercat să spună că nu, dar ați văzut ultima frază cum scrie și de fapt va răspunde mai devreme sau mai târziu. Dacă nu, indiferent cine obține victorie la aceste alegeri, deci, apropo, eu am spus că nu vă mai implica în politică după aceste alegeri, dar promit ferm că în acea circumscripție unde va candida Iuri Leancă, eu voi ajuta cu toată ardoarea un candidat care să poată să arate cine e acest fariseu politic din Republica Moldova. Indiferent în care, poate să candideze și în circumscripția de la Vatican, eu avea grijă ca să ajut echipa de acolo care va avea posibilitate de dreapta, desigur, nici într-un caz nu voi ajuta pe cei care sunt promoscu, așa cum am făcut-o și în alegerile locale, am mers, am ajutat pentru a nu permite ca capitala municipiului Chișinău să cadă în mâinile Moscovei, dar din păcate a rămas tot în mâinile lui Plahotniuc și atât. Nu poți să-ți permiți într-un mesaj public să arunci etichete. Asta este lipsa bunului simț. Deci niciodată nu poți să-ți permiți acest lucru.
Niciodată. Tu, ca om de stat, nu poți să-ți permiți acest lucru. Da, noi suntem politicieni. Noi putem aduce anumite mesaje publice, anumite informații despre încălcări, de una, de alta. Dar niciodată nu poți să-ți permiți acest lucru. Este pentru prima dată când eu îmi permit vis-a-vis de acest fariseu ca să aduc anumite etichete și spun cu toată sinceritatea că nu aș fi permis, fiindcă nu permite și educația care am ca să fac acest lucru. Dar noi vedem că obraznicii se întrec orice limită de cea măsură. Eu nu mi-am permis vis-a-vis de nimeni acest lucru. Dar asta este un fariseu și v-am spus, o escortă de lux a politicii moldovenești și atât. Și eu sper ca această escortă să-și termină cariera politică după data de 24 februarie la următoarele alegeri. Și voi pune mână de ajutor ca el să nu mai ajungă vreodată așa în politica moldovenească, dar să ajungă după gratia acolo unde este locul. Alte întrebări? Dacă puteți să nu faceți fotografie răspunsul de la procurator. Este pe blog la mine, deci este, dar nicio problemă. Да. Да.